Hei, salutare, oameni fani! Sper că aveți o zi minunată! Azi o să răspunim așa ceva, băi, chiar foarte drăguț așa, să spunem așa, un manga în limba română. Și anume, azi vom răsfoi primul volum din Atelierul Vrăjitoarelor, apărut la Nezumi, sau mai bine spus, editura Nemira, da, cu imprimul lor Nezumi. Și avem așa Atelierul Vrăjitoarelor, volumul 1, de Kamome Shirahama, dacă pronunț bine. Un volum foarte, foarte nice, foarte fain și așa, cu o copertă frumos, frumos. Dar până să intrăm așa detalii puțin despre ce istorie și poveste, să luăm așa, practic, pe partea de volum în sine, evident, pe lângă întrebările acelea clasice, how much, de unde. Pentru început vreau să le mulțumesc oamenilor fain de la editura Nemira pentru că ne-au trimis acest volum, să putem să ne bucurăm de el și să-l răsfoim aici pe canal. Și bineînțeles, pentru cei interesați de acest volum, să zicem, în prețul lui standard este de 44,99, mă rog, 45 de lei. Dar în momentul în care filmez acest video, Nemira a băgat și câteva reduceri pe pagina lor de internet, de aceea cel mai mic preț îl găsiți pe site-ul Nemira la costul de 22,50 de lei. Deci, dacă ar fi să o luăm așa, este un preț foarte bun, foarte avantajos pentru această operă. Deci, totuși, nu strică să dați un ochi așa pe site-ul. Oricum, ca să vă fie mai ușor, o să găsiți și în descrierea acestui video un link direct către pagina Nemira a acestui volum. Dar să vedem ce avem de data aceasta aici. Atelierul Vrăjitoarelor, cu coperta așa destul de drăguț, așa frumos. Avem Nezumi by Nemira. Iar ca și așa o mică sinteză așa a story-ului, avem așa Coco, o fată dintr-un sat micuț, a visat toată viața să devină vrăjitoare. Dar toată lumea știe că vrăjitor sau vrăjitoare te naști, nu devii. Mai mult de atât, tuturor le este interzis să privească momentul în care magia ia naștere. De aceea, Coco a renunțat la visurile ei, până când, într-o zi, un vrăjitor pe nume Quifrey, aflat în trecere prin sat, este surprins de fată folosind magie. Aceasta este povestea plină de disperare, dar și de speranță a unei fetițe care tânjește să devină vrăjitoare. Absolut, absolut. Și este un volum demențial apărut în anul 2023, având 210 pagini, ca să nu mai zic calitatea volumului. Păi deci, Nemira pune calitate, adică paginile sunt așa plăcute la atinge, ca să mai zic coperțile, binding-ul, adică cotorul, deci poți să abuzezi de volumul ăsta, e altceva, ca să nu mai zic, au un miros specific, nu știu, volumele de la Nemira au un miros specific și un miros plăcut, așa, fac ce fac acolo la partea de prim. Dar până să o luăm de la început, timp să menționez un detaliu important, că avem Atelierul Vrăjitoarelor, traducere din limba japoneză de Mălina Coșan și Antonia Ivanciu. Da, le-am menționat și traducătorul, bineînțeles. Dar ce o să găsim în acest volum? Aud așa întrebarea asta. Gabi, what we gonna find in this? Măi, o poveste chiar, sau începutul unei povești chiar frumoase pe această cale. Avem așa de la început, bineînțeles, un cuprins cu 5 capitole. Și acum, deși o să fie așa puțin, poate far-fetched, cum se spune așa în limba engleză, sau băi, chiar așa, citind așa primul volum, încă nu știu cum o să evolueze povestea în sine, pentru mine, vibe-ul pe care mi l-a lăsat Atelierul Vrăjitoarelor este un story așa, se apropie foarte mult de stilul studiilor Ghibli, din foarte multe puncte de vedere. Atât pe partea artwork-ului, dar în special pe partea de story, pe partea de personaje, cum interacționează, cum vorbesc între ele. Deci, știu, poate, na, băi, cum să compari manga cu Ghibli, ceva sacru. Da, dar, cum menționam, din punctul meu de vedere, aduce puțin a stilul studiilor Ghibli. Mai ales că povestea în sine e așa drăguțică, când vezi o vezi pe Coco, o fetiță care e așa interesată de tot ce înseamnă partea aceasta, de magie, de așa, de ceva mai interzis. Și din păcate, în urma unor evenimente, chit că nu o să dăm acum cu spoilere, să stricăm zicem așa povestea din primul volum celor ce nu au apucat să citească, să spunem că în urma unui eveniment Coco combină ceva și cumva viața ei va lua așa o întorsătură
neașteptată, când cumva trebuie să devină ucenica unui vrăjitor pentru a remedia ceea ce a combinat ea. Și practic de aici și ia amploare povestea ei când trece de la partea aceasta de un muritor de rând în lumea vrăjitorilor. E precum un fel de Harry Potter. Și să afli încet cum tainele magiei, să afli cum se fac magiile, care este povestea lor, ce poți să faci, ce nu poți să faci și tot așa. Adică de asta și spun că este o poveste frumoasă așa cu interacțiunea și nu mai zic, băi, deci Arthur cu Caman, Arthur e demențial, demențial. Mie personal mi-a plăcut enorm. Deci dacă sunteți în căutarea unei manga așa mai drăguțele, mai pe Studio Ghibli style, aceasta este manga pentru voi. Deci, sincer, este manga-ul perfect, mai ales că e așa, pe lângă drăguțel, îți mai dă emoții pe aici, pe acolo, așa cât un sentiment, adică se ia puțin în serios când e nevoie, dar frumos. Deci, sincer, abia aștept să citesc volumul 2, să văd cum continuă această poveste minunată. Deci, e nice. Și chiar mă bucur că Nemira, cel puțin, a adus niște titluri destul de interesante pe partea aceasta de manga, prin imprimul lor Nezumi. Da, frumos, frumos, doamne, deci... Da, și aici, așa, când te lasă așa cu to be continued și ești, oh, come on, man, come on, I want to see what's going on, what's that? Foarte frumos, foarte frumos. Da, da. To be continued. Ca să-l mai zicem, mai avem așa și o pagină, o introducere despre sigilele magice și ne spun așa cum se fac magiile, care sunt cum sigile și semnificații, că primești destul de multe informații interesante. Mai avem lumea din atelierul vrăjitoarelor, bineînțeles, cu o hartă și să te familiarizezi puțin cu, zicem așa, localizarea poveștii. Evident, detalii despre autorul acestei opere. Și la sfârșit, bineînțeles, datele editurii Nemira. Foarte frumos, foarte frumos. Deci, inițial văd că acest story a apărut în 2017. Și ce mi s-a părut foarte, foarte nice, plăcut pe această cale, că unii fani mi au și spus, cum să citești manga? Și te explic că, bă, din partea lată, că n-am, știi cum e, japonezii zici, n-am. The Land of Strange People, ei citesc invers. Adică manga se citește de la dreapta la stânga, de sus în jos, nu e ca la noi. Da, frumos, deci frumos, deci, repet, dacă, mai ales că acum stăm în perioada aceasta estivală, mai ales că dimensiunea așa, la purtător mic, știi? Dacă ești interesat de, nu știu, aș vrea să spun cu un manga, sau dacă ești interesat de un story așa, mai fantasy, mai something, nu ai cum să greșești cu Atelierul Vrăjitoare volumul 1, sunt curios cum o să fie și volumul 2. Și mai ales că, cum menționam, în perioada aceasta, având și această reducere demențială, poți să-l achiziționezi în loc de 45 de lei, la costul de 22,50 de lei, ar fi și păcat să nu profite lumea de această ofertă. Dar, așa, în încheiere, cum am mai menționat și când am făcut unboxing volumelor, dacă cumva vor avea, să zicem așa, vor fi bine primite aceste prezentări a volumelor de la Nezumi, de ce nu, poate și pe viitor o să avem acces la mult mai multe volume din această colecție, la mult mai multe manga. Asta depinde strict de voi, de comunitatea Arhiva BD, care urmăresc acolo, care dau un like, care dau un subscribe, care, bineînțeles, vor fi interesați să vadă acest volum sau volumele de la Nemira. Sper că v-a plăcut Atelierul Vrăjitoarelor, volumul 1, a apărut în 2023 de la Nezumi, bine, a.k.a. editura Nemira, în primul grafic Nezumi, exact cum este, bineînțeles, și editura Arc, în primul lor grafic. Ca să înțelegeți puțin ce înseamnă Nezumi și ce înseamnă în relație cu Nemira. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Vă urez o zi cât mai bună, evident, nu uitați un click acolo pe butonul de subscribe, face banda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!